Salutare, Asociația SEMRO, urează bun venit la lumea SEO PPC, ediția numărul 112 și prima ediție din al 5-lea an de lumea SEO PPC. Anul ăsta s-a împlinit 5 ani, respectiv pe 7 ianuarie 2010 a fost anunțat primul eveniment de acest gen și ne bucurăm că după 5 ani suntem încă împreună. Numele meu e George Ploaie, sunt Project Manager și Head of E-commerce la Senior Software și o să fiu gazda voastră în seara aceasta. În seara asta discutăm despre marketingul online în mediul internațional, care sunt particularitățile acestei piețe, cum găsești clienții în mediul internațional, care sunt diferențele față de piața din România, la ce să fii atent și care e concurența. Avem trei speakeri. Primul este Mihai Aperdis, specialist SEO și fondator al agenției Vertify. Are 7 ani experiență în domeniul serviciilor SEO și este specializat în campanii de content marketing, audituri și analize tehnice. Iar din 2014 acoperă partea de SEO în Hotseat, un proiect dedicat construirii de strategii integrate pentru branduri în mediul online. Următorul speaker, te rugăm Mihai să te ridici și să aplaudăm. Bun, următorul speaker este Cornel Coman, specialist PPC la Ubisoft. Crescut în agenție și devenit corporatist peste noapte, după câteva milioane de click-uri, Cornel crede că nu există campanii perfecte, ci doar perfectibile. Ne spune că prezentarea nu este încă gata, dar să avem încredere că o să fie și e despre manele și diferențe între PPC național și internațional. Și cel de-al treia speaker, Dan Brașoveanu, este Digital Marketing Specialist la Ubisoft. Are peste 6 ani de experiență internațională și locală în industria de performance marketing, zeci de branduri care au avut campanii cu return of investment pozitiv, milioane de euro generate prin campanii de performance. Printre cei mai mari clienți cu care a lucrat se numără Bitdefender, Altex, UniCredit, Siriac Bank, Disney România și Auto Italia. Bun. Să începem. Te rugăm, hai. E ok? Ok, salut! Aș fi vrut să fie ceva mai multă lume, dar Oana spune că mai putem să așteptăm. Mersi, George, de introducere, mersi și Oana de invitație. Cum spuneam astăzi, vom vorbi puțin despre marketing internațional, iar eu vă mai concentra pe partea de SEO, deci International SEO. Practic, nu merge chestia asta. George deja m-a introdus. Sunt Mihai Aperghis, sunt founder al agenției Vertify. Vreau să mă introduc puțin în contextul temei de astăzi. Am deschis agenția acum 2 ani cu scopul de a lucra cu clienți din România, pentru că înainte de asta am lucrat ca freelancer în domeniul SEO și am lucrat în principal cu clienți internaționali. De aceea m-a bucurat și invitația lui Oana, deoarece cred că am ceva mai multă experiență în domeniul site-urilor internaționale, în special tot ce este limba engleză, US, UK, Canada și așa mai departe. Și în primul rând vreau să vă întreb de aici cine are un magazin online sau lucrează in-house pentru un magazin online sau un site de aici. Este? Ok. Am câțiva oameni. Salutare, vă rog, v-ați în scaun. Și cine este specialist și vrea mai mult să afle despre SEO și cum se face SEO și așa mai departe? Dar specialist și are mai mulți clienți și lucrează pentru mai mulți clienți, deci nu e in-house. Ok, deci majoritatea sunt... Salut, papi! Deci business owner, presupun, sau cineva care lucrează in-house. Mi-am pus întrebarea asta și v-am pus-o vouă, deoarece când m-a invitat Oana să vorbesc despre International SEO, m-am gândit automat că voi vorbi despre clienții mei internaționali și despre cum e să faci SEO pentru un client internațional. Nu mi-am dat seama pe moment că International SEO poate însemna altceva pentru persoanele care nu fac SEO. Practic, pentru SEO-iști, International SEO înseamnă că lucrezi pentru un client internațional. Apropo, fiind și tema legată de internațional, prezentarea va fi în engleză, dar sper că voi explica cât mai bine.
Deci pentru SEO ești, practic, international SEO înseamnă să lucrezi cu cineva din afara României, cu un client internațional. Pentru un business owner, de obicei, international SEO înseamnă că vrea să se extindă către o audiență internațională din altă țară sau care vorbește altă limbă. Sau nu neapărat să se extindă, ci pur și simplu proiectul se adresează unei audiențe internaționale. Și de aceea astăzi voi vorbi în principal de international SEO pentru business owner, adică pentru cei care vor să se extindă către o audiență internațională. Prima întrebare care trebuie să ne punem este care este audiența noastră. Poate să fie o audiență care se află în mai multe țări, poate să fie o audiență care vorbește mai multe limbi, dar se află într-o singură țară, sau poate să avem ambele cazuri. Un scenariu cel mai popular este când avem ambele cazuri, când avem clienți și o audiență din mai multe țări care vorbesc mai multe limbi. Și atunci prima chestie care trebuie să facem este să ne creăm o strategie. Ca orice chestie în business trebuie să avem o strategie pentru a fi siguri că vom avea rezultate bune. Am făcut un mic testing cu poza respectivă și din ce am observat e că lumea uneori nu se prinde ce e în neregulă cu poza asta. Și, practic, dacă încerci să urci pe scările rulante și ești mai înalt decât un copil, s-ar putea să ai dureri de cap. Ideea este că poza mi se pare foarte relevantă pentru problema strategiei. Pentru că dacă nu ai o strategie și pornești head first, s-ar putea să nu-ți dai seama inițial care este problema. Și când îți dai seama care e problema, s-ar putea să-ți ia foarte mult timp să o rezolvi. Pentru că în SEO, în general, și când vorbim de Google și de motoare de căutare, există o anumită inerție. Pentru că Google, practic, are niște roboți care crolesc site-uri și are niște algoritmi care calculează, practic, unde ar trebui să se afle fiecare site în rezultat. Și din cauza acelei inerții, când facem international SEO fără o strategie și vedem că este o problemă și trebuie să o rezolvăm, până vedem rezultatele rezolvării acelei probleme, s-ar putea să dureze o săptămână, o lună, ani întregi și de aceea întotdeauna e bine să avem o strategie. Și am vrut să vorbesc azi despre o strategie minimă, ca să spun așa, pentru cei care vor să se extindă internațional, fie pur și simplu că nu au un site și vor din start au o audiență internațională și vor din start să fie cât mai optimizați posibil. Voi trece prin toate cele 5 puncte, să trec direct în primul. Root domains, subdomains și subfolders. Cine de aici nu știe ce e un root domain? Minți. Deci toată lumea știe ce e un root domain, un subdomain și subfolder. Ok. Hai totuși să trec peste ele puțin. Deci un root domain, practic, se referă la numele domeniului și extensia. Subdomeniurile sunt, practic, domenii în domeniul principal, cum e, de exemplu, nu știu dacă am și point. eu.domain.com, fr.domain.com, de.domain.com, acestea sunt subdomenii. Subfolderele, le știm și din Windows, practic, e domeniu slash ceva. Practic, când ne creăm strategia pentru a merge către o audiență internațională, trebuie să ne hotărâm. Vom face câte un domeniu separat pentru fiecare țară, în cazul în care mergem pe mai multe țări, câte un subdomeniu separat, să avem același domeniu, dar câte un subdomeniu pentru fiecare țară, regiune sau limbă, sau subfolder. Din punct de vedere SEO, nu există nicio variantă proastă. Există variantă bună, mai bună sau cea mai bună. Zic asta deoarece un anumit impact, de exemplu, din punct de vedere al root domain-urilor, este faptul că multe persoane sunt obișnuite cu extensie. Extensie care trebuie să aparțină de țara lor. Au o anumită credere când văd un domeniu .ro față de un site destinat pieței românești, dar care este .com sau .net sau .org. Însă, din punct de vedere SEO, dacă eu am o audiență din mai multe țări, de exemplu, este mai folositor pentru mine să merg fie pe subdomenii, fie pe subfolder. Și asta pentru că Google, practic, nu rancuiește numai pagini. Google rancuiește site-uri întregi. Și domeniul pe care este site-ul are o anumită autoritate. Și acea autoritate, când targetezi mai multe țări, fiind pe același domeniu, se
diluează în toate cele subdomenii sau subfoldere care le avem. De aceea este de obicei mai bine de punct de vedere SEO să mergem fie pe subdomenii, pe subfoldere. Pe subfoldere ceva mai bine, pentru că uneori, în cazul subdomeniilor, Google le poate interpreta ca site-uri diferite. Dacă luăm exemplu WordPress.com și multe persoane au bloguri, ceva.wordpress.com, atunci Google știe să le interpreteze ca site-uri diferite. Însă, în mare majoritatea cazurilor, Google interpretează subdomeniile ca fiind același site, parte din același site. Deci dacă mergem pe subdomenii sau subfoldere, de obicei, în ambele cazuri, e o variantă mai bună. Voi vorbi acum de geotargetare, GTLD-uri, CCTLD-uri și Webmaster Tools. Și dacă nu ați înțeles, dacă nu știați ce e la root domain, probabil nu știți ce e geotargetare, GTLD-uri și CCTLD-uri. Și ca să le explic și pe astea puțin, ce înseamnă GTLD? Generic Top Level Domain. Se referă la acele domenii generice, din punct de vedere al Google-ului, care pot fi geotargetate, care nu sunt automat geotargetate pentru o anumită țară, gen cum sunt .com, .eu, .org, .net. Și CCTLD-urile sunt specifice anumitor țări, cum avem și noi .ro, .fr, .ie. Care este diferența între ele din punct de vedere al Google-ului? GTLD-urile pot fi targetate pentru o anumită țară. Și asta este foarte important, pentru că reprezintă un factor de ranking pentru Google. Asta înseamnă că eu dacă am un domeniu.ro și altcineva are un domeniu.com și ambele site-uri sunt echivalente din toate celelalte puncte de vedere, eu am șanse mai mari să mă poziționez mai bine decât cel care are un domeniu.com și nu e geotargetat. Pentru că fiind cu un domeniu.ro, automat sunt geotargetat, adică Google știe automat că conținutul site-ului meu este pentru utilizatorii din România. Iar cel pe .com are un conținut pentru utilizatori internaționali. Și astfel Google e oarecum influențat puțin de faptul că eu sunt targetat doar pe România și având aceleași link-uri, având aceleași, fiind echivalent din celelalte puncte de vedere, voi avea posibilitatea să mă clasific mai bine în rezultate față de concurentul meu. Desigur, nu înseamnă că acum trebuie să ne facem câte un domeniu separat pentru fiecare limbă. Deoarece GTLD-urile pot fi targetate dacă avem un cont de Webmaster Tools oferit de la Google. Astfel, de exemplu, aici este un site.com care, practic, în Webmaster Tools ne putem duce la International Targeting și să alegem exact pentru ce țară vrem, sau, de fapt, unde se află audiența noastră, în ce țară. Și acolo putem să dăm target users, alegem din listă țara respectivă și un domeniu.com care targetează userii în România este practic echivalent cu un domeniu.ro din toate punctele de vedere legate de ranking. Problema este că pentru un domeniu.ro nu mai am posibilitatea să fac schimbarea respectivă. Eu dacă am un domeniu.ro, Google automat consideră că audiența mea este în România. Și astfel, dacă am un domeniu.ro și eu vreau să mă extind către o audiență din Franța, nu mai pot folosi domeniul acela, nu mai pot folosi domeniu.ro, pentru că voi avea mult mai mici șanse să mă aflu în rezultate pentru cineva care face o căutare din Franța. Indiferent că eu am conținut în limba franceză. Și de aceea geotargetarea este destul de importantă, ea se face automat pentru CCTLD-uri numai, și este destul de importantă pentru că, într-adevăr, afectează ranking-ul. Și de aceea trebuie să ne gândim bine dinainte către ce țări vrem să în ce țări se află audiența noastră, ca să fim siguri că nu ne trezim cu probleme de genul ăsta. Desigur, pot să-mi deschid, dacă am audiență în Franța, mai deschid un domeniu, domeniu.fr. Dar cum ziceam, este problematic pentru că sunt domenii diferite. Asta înseamnă că autoritatea domeniului românesc nu se va transfera la cel din Franța. Deci, practic, în Franța voi începe de la zero. Cu toate că în România sunt foarte cunoscut, sunt un brand foarte mare, am foarte multe link-uri, conținut și toată lumea știe de mine. Îmi deschid un domeniu în Franța, pornesc de la zero. Cel mult pot să pun un link de la mine către domeniul din Franța, dar nu ajută chiar așa de mult. De aceea e cel mai bine să pornim cu un domeniu generic dacă încercăm să targetăm audiențe din mai multe țări. Ok, acum încă un subiect tehnic, vorbind de tag-ul hreflang, adică un tag care e foarte folositor când avem audiență care vorbește mai multe limbi.
Da, știu, am vorbit despre ce target are acum, despre Dago Hreflang. Voi încerca să explic cât mai ușor posibil. Practic este, Hreflang de fapt este un atribut a unui tag care se introduce în head-ul paginii. Tagul respectiv nu este vizibil de utilizator, deci numai Google poate citi tagul respectiv sau alt motoare de căutare și practic spune motoarelor de căutare unde se află conținutul meu, aceeași variantă de conținut, dar pentru altă limbă. Și vreau să subliniez aceeași variantă de conținut. Deci tagul respectiv nu îl folosim când avem, de exemplu, produse pentru o anumită țară diferite față de produsele din altă țară. Îl folosim când avem același conținut, dar targetat către anumite limbi. Fie tradus, fie... Vom vedea mai multe exemple. Asta este sintaxa. Ce ne interesează pe noi în principal este URL-ul care îl punem și limba. URL-ul, practic, este URL-ul fiecarei pagini care avem în funcție de limbă. Deci, nu știu, dacă avem în limba engleză, franceză și română, practic vom avea 3 URL-uri pentru același conținut, fie că e un produs, fie că e un articol, pagina principală și așa mai departe. Hreflang-ul este un cod de limbaj, care de obicei e format din 2 litere, dar se poate adăuga și 2 litere care se referă la regiune, adică la țară de obicei. Și acum voi da un exemplu pentru cineva, pentru un business care a folosit un domeniu generic și are audiențe care vorbesc limba engleză și limba română. Și atunci, folosind subfoldere, am două tag-uri care trebuie implementate pe toate paginile. Și acesta este tag-ul pentru utilizatorii care vorbesc limba engleză către URL-ul în limba engleză cu codul de limbaj pentru limba engleză. Asta este tag-ul pentru utilizatorii care vorbesc limba română cu codul de rog pentru limba română. Ce important de ținut minte e că dacă am o pagină de produs, care am și limba engleză și limba română, atunci aici trebuie să fie URL-ul produsului. Nu vom avea URL-ul root, ca să zic așa. Deci trebuie pentru fiecare pagină URL-ul întreg al paginii, la fel varianta în română. Și încă o chestie importantă, chiar dacă sunt pe pagina de România, atunci am nevoie și de link în varianta română. La fel când sunt pe pagina de engleză, ambele tag-uri trebuie să fie prezente. Nu pot să pun doar ăsta spre România dacă sunt în pagina de engleză și invers. Deci ambele vor fi puse pe ambele pagini. Un scenariu puțin mai complicat este să avem 2 țări și 3 limbi. Nu sunt chiar 3 limbi, dar nu mai exact. Practic, să zicem că avem utilizatori în Statele Unite care vorbesc limba engleză și utilizatori din România care tot vorbesc limba engleză sau utilizatori din România care vorbesc limba română. Atunci pot folosi codul Hreflang care conține și regiune. Astfel este limba engleză pentru utilizatori din state, îl folosesc pentru URL-ul respectiv, limba engleză pentru utilizatorii din România, URL-ul respectiv, și limba română pentru utilizatorii români. Și deși multă lume, mai ales la noi, nu folosește sau de obicei nu are o variantă a conținutului în limba engleză pentru utilizatorii români, situația se întâlnește cel mai des când avem, de exemplu, US, UK, Canada, toți vorbesc limba engleză, însă pot apărea diferențe în conținutul respectiv și atunci e bine să folosim în US, în UK, în CA și așa mai departe. Și partea bună este că acest lucru putem să-l combinăm cu geotargetare, astfel încât putem să geotargetăm partea asta din URL, adică domeniu slash US pe Statele Unite, practic putem să adăugăm Webmaster Tools ca și cum ar fi domeniu diferit, ca și cum ar fi un site diferit, adăugăm slash US și atunci îl geotargetăm pentru Statele Unite. Și astfel în Statele Unite va avea mai mari șanse să rancheze față de un site care e complet internațional. Și la fel pentru România. Slash ro îl punem pentru România și atunci pentru România avem variantele în engleză și română de limbă. Deci, practic, geotargetarea se referă la țări, Hreflang-ul se referă la limbă. Din nou, pentru România este mai puțin, de exemplu, pentru Olanda avem și engleză și olandeză și acolo, de exemplu, ar fi mult mai,
relevante. În caz că avem, de exemplu, o audiență care se află în mai multe țări care vorbesc limba engleză, să zicem Statele Unite și Marea Britanie, Australia și Canada, dar mai intră și lume din Croația, care cumpără, știe limba engleză și vine la noi pe să-și cumpără limba engleză. Pentru toți utilizatorii pentru care nu avem un cod special, putem pune un URL, o anumită, chiar o anumită variantă din cele menționate mai înainte, și cu atributul X-Default la Hreflang. Și practic asta știe Google că va oferi pagina respectivă pentru cei care nu se încadrează în toate celelalte cazuri. Și atunci intră acolo, de exemplu, eu pot să folosesc varianta N-US, să o folosesc și pentru cei din state și pentru varianta default pentru cine nu se încadrează în celelalte cazuri. Impactul, deci cum ziceam, impactul la geotargetare este chiar în banking, impactul la limbă este atunci când căutăm ceva în rezultat, URL-ul respectiv va fi modificat de Google, deci putem vedea practic URL-ul pentru care am pus noi Hreflang și practic utilizatorul va intra pe URL-ul ăla și sperăm să aibă o experiență bună fiind targetat pe limba lui, țara lui. Și aici este un exemplu. De exemplu, am căutat WhatsApp Messenger Google Play, limba este română, setată la browser și atunci Google-ul, magazinul Google Play îmi dă varianta aplicației respective, paginii respective în limba română. Și atunci intru, totul e limba română, cumpăr. Asta este practic impactul Hreflang. El nu rancuiește mai bine pentru că are limba română. Asta e doar limba ca eu să pot să intru să am conținutul personalizat pentru limba română. Dacă era vorba de o geotargetare, ar fi fost probabil play.google.ro sau slash show sau ceva de genul ăsta. Însă Google nu are magazin în Play Store în România și probabil au rămas doar pe varianta de limbă. Al patrulea pas, odată ce avem aspectele tehnice destul de bine stabilite, este să ne adaptăm conținutul pentru țările sau limbile respective. Și avem mai multe cazuri. În cazul în care avem produse specifice sau conținut, articole specifice pentru anumite țări, atunci folosim geotargetare. Nu mai folosim Hreflang-ul, codurile de limbă, pentru că e conținut total diferit. Codurile de limbă se folosesc numai când avem conținut asemănător, identic, dar tradus și așa mai departe. Ce ar mai trebui să adaptăm, chiar dacă avem, de exemplu, nu știu, produse pentru utilizatorii care vorbesc limba engleză și intră din diferite țări care vorbesc limba engleză. Tot ar trebui să avem o separare, deoarece, de exemplu, un factor legat de user experience este moneda în care se afișează prețurile. Pentru că dacă eu am utilizator care îmi intră din Marea Britanie, poate ar fi mai util să le afișez direct British Pounds în loc de dolari americani. Conținutul să fie tradus, asta în ambele cazuri, fie că avem în țări diferite, fie că avem în limbi diferite. Și, de asemenea, unele cuvinte s-ar putea să fie diferite între ele, chiar dacă vorbim de limba engleză, știm bine din British English și American English, unele cuvinte sunt diferite și, din nou, contează destul de mult experiența userului, pentru că el va da click pe rezultat, el va vedea toate informațiile de pe site. Am vrut să dau aici un exemplu dintr-o analiză pentru unul din clienții noștri. Practic, este un magazin de ochelari, e un magazin din state, dar care vinde internațional către toate țările care vorbesc limba engleză, as a main language. Și, adică mă refer la state, UK, Canada și Australia. Și practic aici am volumul internațional, volumul de căutări lunare internațional, volumul din state, dificultatea cuvântului pe căutări din state, volumul din UK, dificultatea din UK și așa mai departe. Automat, în general, în state, dificultatea e mult mai mare, pentru cuvinte, e competiția și mult mai mare. Și, în general, avem primul cuvânt e, în general, standard când vine vorba de distribuirea volumului de căutări și a dificultății. Pentru că, de obicei, avem cel mai multe căutări în state, în UK, pe locul 2, Canada și Australia diferă, dar, în general, locurile 3 și 4. Dificultatea diferă puțin pentru că, în general, în Canada și US sunt dificultăți mai mari pentru că sunt cam același site, aceiași competitori, sunt foarte apropiate țările și cu conține cont de asta. Însă am vrut să dau și niște exemple
în care sunt cuvinte, de exemplu, în UK, care au un volum mult mai mic față, un volum mai mare față de Statele Unite, ceea ce nu e foarte, nu ne întâlnim foarte des cu cazurile respective. De aceea trebuie să ne gândim când optimizăm o pagină sau un site pentru țara respectivă, cu toate că vorbim aceeași limbă, s-ar putea să avem alte keyword-uri pe care, pentru care putem să optimizăm. Pentru că designer glasses se caută mai mult în UK. Poate ar trebui să ne axăm acolo. De asemenea, dificultatea e mult mai mică în UK. Ar fi o oportunitate destul de bună. La fel, sunglasses online. Păi unde se caută cei mai mulți sunglasses? În Australia, unde surferi și toate chestiile astea. Volumul față de celelalte țări e, cred că, dublu sau triplu combinat. De aceea trebuie întotdeauna să ne gândim la partea asta de targetare și user experience, atât pe limbă cât și pe țară. Și în ultimul rând am vrut să vorbesc și despre link-uri, atunci când avem mai multe versiuni ale site-ului, mai ales către mai multe țări, trebuie să ne gândim și de unde obținem link-uri, care sunt factor destul de important. Și cea mai, este important să obținem link-uri locale, indiferent că avem câte un domeniu pentru fiecare țară, că avem câte un subdomeniu sau subfolder pentru fiecare țară, când obținem link-uri locale, obținem practic o relevanță mai mare, pentru că Google vede că cineva din țara respectivă pune un link către noi și atunci noi eram gândit mai bine. De aceea ziceam că dacă avem un domeniu.ro și un domeniu.fr pentru Franța, un link de la mine către domeniu.fr nu e văzut foarte relevant pentru Google. Google se așteaptă ca tu să obții link-uri din țara ta. Sau bine, dacă ești internațional, în general din pagini în limba engleză, dar except în cazul respectiv, cu cât e mai relevant, cu atât mai bine și e relevant când e din țara ta. Și ce am observat este că unde ai o audiență cât mai mare, mai ales în US, de exemplu, sau în țările care vorbesc mai engleză, există mai multă competiție, dar e și mai puțin efortul să câștigi link-urile respective. Pentru că sunt multe site-uri la care poți să te duci să obții un link, mai ales dacă ai conținut de calitate. În țările în care ai audiență destul de mică, cum e România, competiția este mai mică, într-adevăr, depinde de nișă, desigur, însă vei depune mult mai mult efort să obții link-uri. Pentru că lumea nu este obișnuită să ai mai puține site la care poți să te duci cu conținut de calitate să-l promovezi și așa mai departe. Ok, cam atât am avut de spus. Sper că nu v-am plictisit prea tare. Mai am două, apropo, asta este a treia prezentare a mea la lumea SEO.pvc. Dacă vreți să vedeți celelalte două, va fi prezentarea disponibilă pe site, puteți să le vedeți. Dacă sunt întrebări? Te-am eu o întrebare. Rog. Ai zis că sunt trei variante. Deci ori pe domeniu, să fie pe țara respectivă un fr, ori să fie subdomeniu, ori să fie cu subfolder. Ar mai exista a patra variantă, în care ai un domeniu pe .com, de exemplu, dar link-ul respectiv, URL-ul paginilor, să fie asociat limbii respective. Adică pentru limba engleză să ai URL-uri în limba engleză, lipite de .com, de exemplu, și pentru limba română să ai URL-uri pe română lipite pe tot pe .com. Da? Între ele, adică între setul de limba engleză și setul de română, să nu fie niciun amestec. Adică să nu poți să treci dintr-una într-alta decât să zicem că schimbi doar limba. Să ai posibilitatea să schimbi limba. Și cu ce e diferit față de cazul de sub... Asta practic sunt subfolder. Păi da, întrebarea ca asta vreau să te întreb. Care e părerea ta? Cum crezi că vede Google separarea de limbi la modul ăsta? Adică separarea ar fi exclusiv cuvintele, dată de cuvintele care apar în URL-uri. Ai înțeles cum te-am întrebat? Oarecum. Deci, stai puțin să trec din nou. Păi uite, poți să ai, de exemplu, să-ți dau un exemplu, pagina despre noi. Da? Okay. Deci ai un domeniu.com/despre-noi.html/php sau ce-o fi, sau about us, tot domeniu.com/about-us. Ah, ok, am înțeles. Deci da? Nu mai ai /n/about-us? Nu. Sau /o/about-us? Exact. Și să nu ai amestec de limbi, în sensul că în conținutul paginii respective să sară da. La una la alta... Toate link-urile sunt în root, practic. Da. Exact, toate link-urile sunt în root. Toate link-urile sunt în root. Practic, aici nu mai vorbim de geotargetare, pentru că nu mai poți geotargeta.
Tu dacă ai domeniu.com și tot pe domeniu.com ai și... Păi da, dar poți să faci la nivel de metataguri. Ce e acolo cu HRF. Da, ăla din nou e doar pentru limbă. Nu îl poți geotargeta pentru o anumită audiență dintr-o anumită țară. Deci tu practic cu domeniul ăla.com, să zicem că nu e geotargetat deloc. Bun. Adică tu în Webmaster Tools n-ai pus nicio țară, n-ai ales nicio țară. El e practic considerat domeniu internațional. Și atunci conținutul tău va fi într-adevăr afișat în funcție de limbă. Însă, față de cineva care are exact situația ta, dar are și slash n slash ro și e domeniile geotargetate, teoretic el are șanse mai mari să se poziționeze mai bine, pur și simplu pentru că geotargetat în Webmaster Tools audiență România pe slash ro, audiență în Statele Unite pe slash n. Sau variante de genul ăsta. Deci, practic... Doar că pierzi asta, geotargetarea. Da, însă geotargetarea are impact în ranking. Google are un bias către domeniile și site-urile care sunt geotargetate. Față de HRFlang, unde tot ce se modifică e URL-ul care îți apare în rezultat. Ok, mersi. Știu că pe moz.com era o vreme exact discuția de care spui aici și se spunea acolo, dacă țin minte, că subdomeniile sunt mai rele pentru SEO și subfolderele sunt ceva mai bune pentru SEO în sensul că... Practic asta am... De aceea am pus și better la subdomenii și better la subfoldere. Într-adevăr, există anumite cazuri în care subdomenii sunt văzute site-uri diferite. Dar având în vedere, să zicem, tu ai același design, iar conținutul e doar tradus dintr-o parte în alta sau ceva de genul ăsta, Google o să înțeleagă destul de bine că, băie, e vorba de același site, asta e doar o altă limbă, mai ales dacă mai ai hashtag-ul de HRFlang. Eram în spate și am văzut good, better, worse. Ah, ok, nu, e best. Vă rog, alte întrebări? Nu? Alte întrebări legate de SEO în general? Nu? Ok, mersi. Mulțumim, Mihai. În continuare, avem starul Cornel.